Excelent! Mie mi-a plăcut chestia asta cu ghicitul următoarei categorii. Care credeți voi că e următoarea categorie? Cea mai sexy glumă. Sună bine, dar nu e asta. Por perucă, deși nu-mi trebuiește. Licurici în soare. Nu, acum nu, de data asta nu. Fără tine viața este... pustiu. Să știi că merge, e o vorbă, e o vorbă populară. M-am simțit, cum îl cheamă pe concurentul ăsta de ne dă el... Alimbăura. Așa, cu Alimbăura. Mi se pare că ne dădea indicii și că ne duce pe o pistă. Hai să gândim. E o vorbă populară. Mi-am dat singur ceasul. Fără tine viața e ghenă. Sună bine, dar nu e asta. Port hainele lui mama, deși sunt băiat. Tu faci vreo referire la Nathan Ticu sau de ce? De ce? Eu nu-i port hainele lui maică. Cel mai amuzant îmbrăcat. Nu, dar asta trebuie să ține minte, e bună. Cine se scoală de dimineață? Na. 6 cai frumoși. Cine nu, e mai scurtă, e mai scurtă. Departe ajunge, așa era pe internet. Apa trece ca să le rămân. Nu merge. Nu. Nu ne mai ne-au omorât, nu mai avem, nu mai avem. Pur și simplu s-a ghicit în gol. Acolo s-a aruncat cuvinte până nimerești. Pentru că avem toată ziua la dispoziție, că sunt platourile noastre. Mai bine frumos și bogat decât urât și sărac. Corect. E foarte frumos, cum ai spus, dar nu e asta, din păcate. Hai că nu știți, gata, ce să mai... Mă, e o categorie care se aplică perfect și când ești însurat. Și se numește... singurătate. Dacă tăceam... filosof. Categorie în care vorbim despre oameni care au regretat mult timp după ce au deschis gura pentru că au făcut declarații pe care și acum le-ar vrea șterse de peste tot, chiar și din memoria noastră. La această categorie, premiul va fi oferit de... de... doamna Monica Tatoiu! Aia e pe bune? Da, nu e George Tănase. A. Eu nu înțeleg de ce ați chemat o profă de mate la ei, ai umor. Ați întâlnit vreodată vreo profă de mate cu umor? Am avut poftă de mate aici. A venit doamna Monica Tatoiu, care nu tace în general. Doamne, eu sunt fan Monica Tatoiu. Doamne, este... Ai, deci ar vrea să mă înfieze doamna Monica Tatoiu. Ce-ți spuneam eu ție, Bordea? Ce, mă, nu știu ce... ce spuneam? Ce mi-a zis? Mai ții minte ce spuneam eu, apropo de ce o să ți se întâmple? Ce? Eu sunt mama Omida. Ți-a zis că o să divorțezi? Ține minte! Recunoaște! I-a spus asta? Cred că mi-a zis, nu? Când eram la capatul strigmeni, mi-a zis că sunt prost de bun, așa mi-a zis. Voi la tine, ești prost de bun, vezi că ăștia ca tine n-au noroc, o să divorțezi, ai grijă, în 3 ani și 2 luni. Și fix așa s-a întâmplat, da. Eu cred că ea și-a băgat coada, eu cred că doar ca să aibă dreptate, și-a băgat coada. Vă puneți Monica Tatoiu. I-am zis că o pățește, că e fraier. Dar cum v-ați dat seama, doamnă, cum v-ați dat seama? Ca să știe și alții acasă. Eu mă pricep la bărbați, de asta am ajuns la 67 de ani. Eu mă cu părul alb. Eu nu vreau să vorbesc cu dumneavoastră, că mi-e frică ce o să-mi spuneți. E acolo un domn, acum, eu nu știam cine sunteți, da? Vă iubește fiul meu, de asta am venit. Sună foarte prost, doamnă, dați-i o bătaie bună. Nu, vă admiră. Mai rău. Sunteți mai inteligent decât păreți. E o iluzie ieftină, doamne. Eu nu vreau să discut cu doamna Tatoiu, mi-e frică. Mie nu mi-e frică. Hai, băi, să dăm un premiu ăla. Haide să facem o donație. Vin taxe și impozite peste și... noi și ne apucăm să le plătim. Energia costă bani. Nominalizații pentru categoria Dacă tăceam, filozof rămâneam. Ia. George Buhnici, care a descoperit că uneori tăcerea valorează mai mult decât toate contractele lui de publicitate. Asta. Marcel Ciolacu, pentru că poate trece de la fapte la vorbe cu viteza vântului. Sau cu ce viteză vrea el, pentru că oricum nu înțelegem nimic din ce spune sau ce face. Gheorghe Hagi, pentru că e Gheorghe Hagi. Gigi Becali, pentru el limba română e o comoară. Și nu o dă nimănui pentru mai puțin de 1 milion de euro. Plus 10% comision din viitorul transfer. Monica Tatoiu, femeia care poate avea o părere în orice domeniu, de la bucătărie la chirurgie toracică, dar nimic nu valorează mai tare decât atunci când tace. Ați vrea voi! Ați vrea voi! Este scris doamna Monica Tatoiu. Monica Tatoiu, dacă tăcea, căsătorit rămâneai, adică nu știu cum să... Dar să nu spuneți că vă dați premiu singură, că nebunesc. Doamnă! Aș vrea eu! Dar nu mai contează plicul ăla, dați-vă! Premiul merge la cineva pe care îl iubim. Toți! Moș Crăciun! Toți! Așa cum ne iubim soacrele. Ciolac!
Buhnici. Ba, ești băiat deștept. Cum te cheamă pe tine? O să uitați, Nathan Ticu, da, vă zic. Să știi că atunci când este vorba de băieți care trebuie educați, nu uit niciodată. Perfect. Marcel Ciolac. Oh, deci pe ăsta... Fericul nu l-am gândit. Eu m-am gândit că ea câștigă. Cum era ea să-și dea cu mâna stângă premiul în mâna dreaptă? Știi? Uite-l! Da, a unde-i? Venit! Te urăsc! Mâna. Mulțumim, doamnă! Mulțumesc foarte mult! Vă urmăresc încă de când prezentați emisiunea de 3 ori femeie. Doamna. Mulțumesc foarte mult, domnișoară! Mulțumesc! Însuși premierul. Ciolacu o dă în continuu, adică nu e, eu sunt abonat pe Ciolacu, că așa, mă, știi, îți bei un iaurt așa, îți deci zice Ciolacu. Și când e o criză mare, el mai face o glumă. Da, da, criză e și la mama acasă. Știi, face el o chestie. Băi, ești plăcut. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Pentru că orice minciună de 3 ori rostită devine adevăr la un moment dat. Sunt președinte. Sunt președinte. Sunt președinte. Sunt președinte. Mă bucur să câștig acest premiu. Eu nu am câștigat nimic niciodată în viața mea. Chiar și la Loz în Plic am avut parte mereu de același mesaj ca la admiterea în facultate. Mai încearcă. Sunt cu adevărat onorat să câștig în fața unor enormități precum Gheorghe Hagi și Gigi Becali, niște oameni de la care am învățat multe lucruri, în special gramatica limbii române. Pe Gică îl știu de când era la Sportul Studențesc. Ce goluri frumoase dădea, dar nu mai frumoase decât golurile din buget de anul acesta. Pot spune, în spirit de glumă, că sunt golgheterul României all-time la buget. Dar să știți că am și eu meritele mele pentru acest premiu. Am urmat în particular cursurile intensive ale Guvernului României. Ce să spui când nu spui nimic? De ce bine îl face? Da, analiză și aprofundare, cum să spunem același lucru fără sens, în 100 de feluri și să pară că ne pasă de cetățeni. Vă mulțumesc foarte mult. Ascult și învăț. Acolo am câștigat premiul 2 cu suspendare, iar câștigătorul a fost de departe Iohannis, care a reușit un record. Să spună cele mai inteligente lucruri din examen, tăcând. Corect. Dacă tăceam, filozof rămâneam, dar am decis să vorbesc și să nu mă fac înțeles niciodată. E foarte important ca la finalul zilei lumea să te aplaude, dar să nu știe exact de ce o face. Ca până la concerte. E viața mea. Oricum e mai bine așa decât Nicușor Dan, care chinuie limba română mai ceva decât un udemerist. Da, dar e profesor de matematică. Da? Se înțelege. La fiecare Nicușor? Nu știam, nu știam. La fiecare cuvânt rostit dă senzația că are electroșocuri în zona intimă. Zicea cineva într-o zi, nu știu ce, nu știu ce, pentru cetățeni. Îmi cer scuze, dar formularea corectă în limba română este de la cetățeni. Deși ne străduim din greu, uneori chiar și 2-3 ore pe zi, ca să scoatem țara din impas, cetățenii ne critică într-una. Puțini oameni știu, dar eu, în situații de criză, ajung în punctul în care citesc. Cărți fără poze, doar cu litere. Mult.
Asta pentru cei care spun că politicienii nu sunt puși în situații extreme. Am fi noi analfabeți funcționali, dar măcar funcționăm. Corect. Am luat decizia controversată de a mări taxele și impozitele. Simt nevoia aici să rostesc replica de la examenul de admitere în orice partid din România. E vina celor dinainte. În cazul măririi taxelor și al impozitelor, această decizie a fost una corectă, e vina celor dinainte, iar în cazul acesta e vina guvernării Decebal. S-a luat o serie de decizii în războiul daco-roman care au creat un deficit bugetar enorm în ziua de azi. Un efect pozitiv al creșterii taxelor și impozitelor va fi scăderea consumului de droguri pentru copii. Copii majori. Copii majori, domnul Chelu, bineînțeles. De unde aveau copiii ăștia bani să-și procure droguri? De la părinți. Din salarii și profituri făcute de părinți. Ei, exact de acolo o să tăiem noi bani și astfel nu o să le mai rămână copiilor bani nici de Eugenie. Foarte bun. Dar rămite de Space și toate drăcovenile alea. Space? Toată politica noastră din ziua de azi arată de parcă e pe droguri, iar Nicușor Dan e dealerul. Pe final aș vrea să mulțumesc unor oameni, o secundă. Mă iertați, a rămas restul. Lista de cumpărături. Tabularul din România. În primul rând vreau să mulțumesc corupției, care a făcut să dispară majoritatea oamenilor mari politici și astfel am primit o șansă și noi, oamenii mici, să rănuși. Și vreau să-i mulțumesc și lui Mihai Eminescu și fraților săi gemeni care au făcut posibilă ascensiunea mea în funcție. Vreau să-i mulțumesc și lui Nicolae Ciucă cu salve de tun, pentru că discursul său, care pierde semnalul la fiecare două cuvinte, mă face să par un intelectual. Clotilde Armand, te pupă, fratele. Aveam nevoie și de o problemă falsă la care să mă refer atunci când vreau să mut atenția dintr-o parte în alta. În ultimul rând, sufletul meu merge către Kelemen Hunor, pentru că nu poți să nu apreciezi insistența cu care continuă să-și dea cu părerea ca și cum ar face parte din politica românească. Să nu uit de Biserica Română, mulțumesc în special preoților de la țară, pentru că acolo m-am născut eu, în inima poporului, Mădălin Iscru se roagă pentru noi în fiecare zi astfel, precum în domeniul achizițiilor publice, așa și în buzunarele noastre. Amin. Mulțumesc frumos. Bravo! Ce repede a strâns, domnule Colac. Ne ocupăm. Ce sprinteri sunteți când e decolectat. E deficit, domnule comic. Știți ce se întâmplă. Domnule Colac, dar v-ați gândit să vă apucați de stand-up comedy? M-am gândit în repetate rânduri. Mi s-a spus de foarte multe ori, ești amuzant inconștient, dar... Eu vă urmăresc acum... discursurile cu mare interes. Și eu vă urmăresc spectacolele nefiscalizate, domnule Boy. Sunt mereu cu ochii pe dumneavoastră. Ce mai aveți de când să tăiați? În afară de frunză la câini, pe care o tăiem foarte des... Vom tăia din indemnizațiile juraților. Suntem jurați și la stat.
Nu poate să-mi ia statul ce mi-au singur, mă. Rugăminte mare să nu trimiteți corpul de control aici la Umor, că nu știm exact... Niciodată. Deocamdată suntem în faza de analiză și la ședințele noastre se aude doar versul doamnei Delia, lo, 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 li. Vă mulțumim frumos! Vă mulțumim frumos! Vă mulțumesc! O seară plăcută! Bă, ce bine îl faci, bă! Bă, bravo! Toate felicitări!